Maria, tu te rogi la Domnul Iisus? Da. Ce te rogi tu la Domnul Iisus? Să facem o casă, stătem toți. Dorești să ai camera ta? Da. Și cum ai vrea să arate camera ta, Maria? Frumoasă, își cumpăr roz. Azi suntem în prima zi în care am venit să lucrăm. Vreau să facem o rugăciune ca să cerem ajutorul Domnului. Frate Marcel, te rog să înalți rugăciune. Slăvit și binecuvântat să fie numele Tău, veșnicule Tată, în numele Domnului Iisus Hristos. Stăm aici, la această familie strate și vrem să Te rugăm frumos să ne dai putere, să începem lucrarea aceasta cu Tine și să o sfârșim tot cu Tine. În numele Domnului Iisus Hristos, Te rog, binecuvintează familia aceasta, binecuvintează copilașii, soții aceștia doi și ajută-i să slujească numele Tău și pe noi să ne ajut să putem lucra în numele Tău. Protejează-ne, ocrotește-ne de orice pericol, de orice accident și fă ca slava Ta în final să se arate. Fii slăvit în veci. Amin. Suntem la familia Sasu, Adrian și Andreea. După prima zi de muncă, am coprat cu ajutorul Domnului Stâlpii. Mulțumim Domnului pentru ajutorul acordat. Casa noastră și mulțumim Domnului că au început lucrările. Tata a vrut să plece în Germania la muncă și noi când am auzit că frații a vrut să ne facă o casă, noi ne-am bucurat foarte mult că noi am vrut să stea tata cu noi în familie. Ne bucurăm pentru că astăzi și ieri am putut lucra pentru slava lui Domnului la aceste două case. Nici nu ne-am așteptat să avem așa un spor la lucru. Mulțumim fraților care au fost lângă noi și ne-au ajutat. Astăzi am fost la prășit, la vie, la o vecină de-a mea. Am muncit pentru niște grăunțe să avem să dăm la păsări. Și mulțumim lui Dumnezeu că lucrează El și pentru lucrarea aceasta măreață care a început-o cu casa la noi. Am luat un bag de suc la un leu, din pieni. Și am zis aici, sărău, să nu-l băgăm în frigider. Și-l ținim pentru frate. Și am pus sucul pe masă la frate și o băut frate, am zis, Doamne, nu se poate așa ceva. Aveam o bucurie de plină așa. Când am văzut că pune mâna pe căi frate și bie, am zis, Doamne, la un leu, dar tu, slavă ție, că nu se feriești, frate. Îi mulțumim la Dumnezeu. Deci, din ce am înțeles eu, deci voi ați vrut cu familia voastră să faceți și voi ceva pentru frați, să le faceți mâncare, să le gătiți mâncărică de cartofi, să-i serviți cu apă, să aveți și dumneavoastră un aport pentru ei. Barem cât putem, cât este. Mulțumesc fraților care s-au ostenit pentru lucrarea aceasta, cei care au donat pentru noi, pentru familia noastră, Istratii. Le mulțumesc pentru cei care s-au ostenit și au pus banul lor și poate că au muncit prin sudoare și s-au ostenit pentru noi și au pus bani la casa aceasta. Rog ca Dumnezeu din cerul să le răsplătească cu viață veșnică și ca familiile lor Domnul Iisus să le binecuvinteze.